de la un simplu copil de fermier la cel mai important producător de mașini din America. Aceasta este povestea lui Henry Ford, tânărul care a visat să construiască o trăsură fără cai. Cum a arătat drumul spre succes pentru Henry Ford, prin câte momente grele a trecut, sau cum a găsit puterea să continue după ce a falimentat de două ori, vei afla din acest videoclip. Henry Ford s-a născut pe 30 iulie 1863 la ferma tatălui său, William Ford, din Michigan. Cu toate că tatăl său dorea ca Henry să fie cel care preia ferma, tânărul nu era deloc atras de munca pe care o practica alături de părinții lui. Nu am avut nicio dragoste specială pentru fermă. Era mama la fermă. O iubeam pe mama. La fel ca ceilalți copii, lui Henry nu-i plăcea școala. De aceea nici nu a trecut de clasa a 8-a, dar în schimb a preferat să învețe despre ce îl pasiona cel mai mult, și anume mecanica. Această atracție pentru mașinării l-a făcut să studieze fiecare piesă de mașină pe care o întâlnea. Când Ford a împlinit 12 ani, tatăl său i-a făcut cadou un ceas de buzunar. Fiind curios din fire, tânărul a demontat ceasul pentru a vedea cum funcționează. A făcut asta de atâtea ori, încât ajunsese să îl monteze și să-l demonteze într-un timp record. Prietenii și vecinii au fost impresionați de îndemânarea cu care Henry repara ceasurile. Astfel, și-a creat o reputație de reparator de ceasuri în zona în care locuia. La 13 ani, în timp ce se afla într-o excursie școlară, Ford a avut ocazia să vadă pentru prima dată cum funcționează și cum se fabrica un motor cu aburi. Acesta a fost momentul în care tânărul a transformat pasiunea pentru mecanică într-o obsesie. Ford a reușit să-și construiască primul motor cu aburi, dar această reușită a fost rapid spulberată de cea mai rea veste pe care o putea primi. Mama sa, Mary Ford, a murit. Henry avea o legătură foarte strânsă cu mama sa, iar moartea acesteia l-a făcut să își piardă și mai tare interesul pentru munca la fermă. El a început să caute o scăpare din această situație, pentru că în fermă avea prea multe amintiri cu mama sa. Astfel că la vârsta de 16 ani și împotriva dorinței tatălui său, Henry și-a strâns lucrurile și a părăsit satul natal, în căutarea unui nou drum în viață, în Detroit. Oraș care era într-o continuă schimbare și care era în căutare de tineri talentați care doreau să muncească. Astfel, aici Henry, cu ajutorul cunoștințelor pe care le dobândise încă de când era mic, a reușit să își ia o slujbă la o companie cunoscută sub numele de Michigan Car Company. Dar din păcate, Henry a fost concediat după 6 zile. După ce a fost șomer o perioadă, Ford și-a găsit un loc de muncă ca ucenic la atelierul de mașini James Flower and Brothers Machine, unde câștiga $2.60 pe săptămână. Dar asta nu era suficient pentru a acoperi chiria, așa că Henry și-a folosit talentele din copilărie și și-a găsit un loc de muncă de noapte ca reparator de ceasuri, 6 ore pe noapte, timp de 6 zile pe săptămână pentru $3. Cu toate că Henry lucra atât de mult, nu s-a oprit din a studia și a experimenta mașinile ori de câte ori avea ocazia. În 1882, când Ford a împlinit 19 ani, s-a decis să se întoarcă la fermă. În continuare ura agricultura, așa că a lucrat foarte puțin acolo și și-a petrecut cea mai mare parte a timpului jucându-se cu mașinăriile pe care le găsea la fermă. Din fericire pentru el, tatăl său cumpărase un tractor cu aburi care devenise ceva normal în rândul fermierilor. Henry și-a petrecut o mare parte din timp cu această mașinărie, pe care o repara și o îmbunătățea atât de mult, încât într-o zi, un vecin l-a plătit cu $3 pentru a face același lucru și cu tractorul lui. La scurt timp, Ford ajunsese să fie căutat de mai mulți vecini și fermieri din zonă
pentru talentele sale. Ba chiar, vorba despre talentele lui Henry ajunsese până la reprezentantul companiei de motoare Westinghouse din New York și astfel compania l-a angajat. Slujba lui Ford era să călătorească în sudul Michiganului pentru întreținere și reparația motoarelor de tractoare cu abur Westinghouse. În 1885, Harry a cunoscut-o pe Clara James Bryant la o petrecere de Revelion și s-a logodit în următorul an. Cadoul de nuntă pe care l-a primit Harry de la tatăl său au fost 16 hectare de pământ, dar în loc să le transforme într-un teren agricol, Harry a avut o altă idee. În 1891, Henry și Clara s-au mutat într-un mic apartament din Detroit. În această perioadă, Ford a descoperit o revistă britanică în care a văzut, pentru prima dată, conceptul de motor pe benzină. Acest motor era produs în cantități mici de un inginer german pe nume Nicholas Otto. Acest nou model de motor era mult mai eficient decât un motor cu aburi. Deși acest nou motor devenea popular în Europa, doar câțiva oameni auzise de el în America. Din fericire pentru el, a găsit pe cineva în oraș care deținea unul. Imediat ce l-a văzut, Ford s-a îndrăgostit de motorul pe benzină. Dar nu a putut să înțeleagă cum funcționează și faptul că motorul era alimentat de o scânteie. Pentru a înțelege cum funcționează electricitatea, Henry a aplicat pentru un loc de muncă la compania Edison Illuminating Company pentru un salariu de $40 pe lună. Aceasta era cea mai mare companie de electricitate din Detroit și cu toate acestea folosea un motor pe aburi, fapt care l-a ajutat pe Ford să obțină slujba. Datoria lui Henry era să repare și să întrețină motorul, fapt care i-a oferit mai mult timp să învețe despre electricitate și cum funcționa aceasta. În 1893, Henry și Clara au adus pe lume primul și singurul copil, pe Edsel Bryant Ford. La doar 3 luni după nașterea lui, Henry a fost promovat la funcția de inginer șef cu un salariu de $100 pe săptămână. Tot în același an, Ford a reușit să creeze primul său motor pe benzină funcțional, care a fost primul pas în visul său de a crea o trăsură fără cai. Abia pe 4 iunie 1896, exact la 1:30 dimineața, Ford și-a terminat în sfârșit mașina experimentală folosind un motor pe benzină. El a numit-o Quadricycle, care era un vehicul construit din două biciclete așezate una lângă alta și alimentate de un motor pe benzină. Însă acest experiment avea câteva probleme. Mașina avea doar două trepte de viteză și niciuna nu era pentru mersul înapoi. Și cea mai mare problemă era lipsa sistemului de răcire. Astfel, mașina era predispusă la supraîncălzire la scurt timp după ce era pornită. Dar Ford a realizat mai multe modificări, printre care și adăugarea unui sistem de răcire, și a vândut ulterior vehiculul cu $200, bani pe care i-a folosit pentru un proiect mult mai mare. Cu sprijinul primarului din Detroit, Henry a început să-și construiască o a doua mașină experimentală și a finalizat-o până în iulie 1899. Această nouă mașină era mai mare, mai robustă și mai grea decât cea anterioară. William Murphy a testat noua mașină și până la terminarea testului de condus, William a vrut să facă parte din afacerea lui Ford. La scurt timp și-au dat mâna pentru a colabora. Astfel, pe data de 5 august 1899, compania de automobile din Detroit ia naștere. Dar din păcate, compania a eșuat doar un an mai târziu din diferite motive. Unul dintre ele era faptul că ideile lui Ford nu se potriveau cu ideile celorlalți parteneri, iar a doua problemă era că majoritatea pieselor erau produse de diferite companii și ca urmare, ori de câte ori livrarea lor întârzia, întreaga fabrică trebuia să se oprească. Asta
a încetinit semnificativ producția. Prima sa mașină pe care a numit-o vagonul de livrare a durat 6 luni pentru a fi fabricată și în decurs de 2 ani au fabricat doar 20 de mașini. După aceste cifre nu tocmai plăcute, Henry a fost concediat din funcția sa. Eșecul este pur și simplu oportunitatea de a începe din nou, dar de data asta mai inteligent. Chiar dacă concedierea lui părea un lucru rău, pentru Ford aceasta a fost o ușurare, deoarece era mai puțină presiune pe el și acum se putea concentra asupra altor lucruri, precum mașinile de curse. Motivul pentru care a ales mașinile de curse era pentru că în acea perioadă, cursele de mașini deveniseră foarte populare în întreaga America. Astfel, acesta a văzut aici o oportunitate de a-și prezenta mașinile și calitatea lor, pentru a atrage investitori. Cu toate că Ford cunoștea o mulțime de oameni bogați, aceștia nu erau dispuși să investească în ideile lui după ce s-a întâmplat la compania Detroit Automobil, de unde Henry a fost concediat. Un an mai târziu, mașina de curse creată de Ford a învins vehiculul din Cleveland construit de Alexander Winton. Vehiculul de 26 de cai putere al lui Ford a devenit subiect de discuție în oraș, iar acest tip de popularitate le-a oferit investitorilor încrederea să investească în ideile lui Ford. Astfel, ia naștere Ford Motor Company cu Henry ca inginer șef. Dar Ford nu a stat mult în această poziție, deoarece acesta a continuat să lucreze la fabricarea mașinilor de curse, fapt ce i-a înfuriat pe investitorii lui care doreau să construiască un model de mașină pentru pasageri. Astfel, nepotrivirea dintre Henry și investitori a dus la aducerea lui Henry Martin Leland în companie, fapt ce l-a enervat foarte tare pe Ford și astfel acesta se decide să plece din companie. În timp ce Henry Leland a ascultat dorința investitorilor și a creat ceea ce astăzi poartă numele de Cadillac. Astfel, când Ford a plecat, numele companiei a fost schimbat din Ford Motor Company în Cadillac Motor Company. Henry și un fost ciclist de curse pe nume Tom Cooper au continuat să construiască mașini de curse. În 1902, aceștia au construit Ford 999, care avea 80 de cai putere, mașină care a fost condusă de Barney Oldfield, un ciclist care nu condusese niciodată un automobil în viața lui. Dar cu toate astea, a reușit să depășească mașina lui Winton. Până în 1904, noua mașină a lui Ford a doborât toate recordurile din America. Această mașină mergea cu 140 de km pe oră. Cu aceste recorduri și victorii, Ford a devenit cel mai bun designer american de mașini de curse. Cu această reputație, știa că va fi din nou susținut de investitori. Cu susținerea financiară a 11 investitori, în special cu susținerea lui Alexander Young Malcolmson, Henry a înființat compania care purta numele de Ford & Malcolmson Limited, dar ulterior numele a fost schimbat în Ford Motor Company. După ce a eșuat în primele două încercări, Ford a fost hotărât să nu eșueze din nou. Astfel, Henry și-a îndreptat toată atenția pentru a crea un vehicul care să fie accesibil pentru oamenii obișnuiți. La începerea noii companii, Ford le-a spus investitorilor că va construi o mașină care să fie accesibilă pentru toată lumea, construită din cele mai bune materiale și de către cei mai buni oameni, cu un preț pe care toți oamenii care au un salariu să o poată cumpăra. Astfel, Ford a atras alături de el pe cei mai tineri și talentați muncitori, care au crezut în viziunea lui. Cât despre design, Henry a construit 20 de modele înainte de a obține unul care să funcționeze. Acest model a primit numele de Model A. În următorii 5 ani, Ford a continuat să îmbunătățească modelul A, dar în acești 5 ani, ce s-a schimbat cu adevărat nu au fost îmbunătățirile, ci modul în care erau realizate.
Unul dintre lucrurile pe care Harry l-a învățat din afacerile lui eșuate a fost importanța de a avea producători responsabili care să îi furnizeze piese de care avea nevoie să construiască mașinile la timp. Astfel, acesta a găsit un atelier de mașini în Detroit care îi putea îndeplini dorința. Într-o zi, în timp ce Ford a făcut o călătorie în Chicago, a fost martor la conceptul de linie de asamblare la un abator. Și atunci a venit o idee strălucită de a crea ceva similar și în compania lui. Astfel, a luat naștere conceptul de asamblare pe linie a mașinilor în compania lui Ford. Această nouă idee îi permitea să facă mai multe mașini într-o zi. În 1906, producția modelului N a fost realizată pentru prima dată pe linia de asamblare. Dar chiar și așa, linia de producție încă era în lucru și mai necesita îmbunătățiri. Dar cu toate acestea, a reușit să mărească nivelul de producție al mașinilor de 5 ori. Astfel, noul lui model a devenit cea mai vândută mașină din America, dar asta nu l-a făcut pe Ford să se oprească. Astfel că acesta și-a înființat propria sa companie de producție, pentru a-și construi piesele propriilor motoare, transmisii și tot ce mai avea nevoie pentru a produce mașini. În această perioadă, Henry a descoperit oțelul cu vanadiu. Această descoperire a deschis drumul unei noi ere pentru industria automobilelor. Oțelul cu vanadiu era de 3 ori mai puternic decât oțelul normal. Așadar, Ford a folosit noul oțel pentru a construi un nou model, care mai târziu avea să fie unul dintre cele mai de succes mașini din istoria omenirii, modelul T. Henry Ford a visat să facă automobile pentru oameni obișnuiți și pentru uzul de zi cu zi, iar modelul T a fost răspunsul la acest vis. La lansare, a fost unul dintre cele mai scumpe mașini pe care Ford le-a vândut vreodată. Prețul unui model T era de $850, echivalent a $21,000 în zilele noastre. Dar în ciuda prețului său, a devenit rapid popular în America. La doar câteva zile după lansare, erau 15.000 de comenzi înregistrate de Ford Motor Company. Asta a adus afacerea lui Harry pe primul loc în rândul companiilor din America. După acest succes, Ford și-a dat seama că era nevoie de o fabrică mult mai mare. Astfel că în 1910, acesta a construit o nouă fabrică în Highland Park, Michigan. Această nouă fabrică conținea și linia de asamblare perfect funcțională, linie de producție care era asemănătoare cu cea din zilele noastre și ajuta muncitorii să lucreze mult mai rapid. Astfel că linia de producție a redus timpul de la 12 ore la 90 de minute. Până în 1914 s-au produs peste 300.000 de vehicule, cu o cifră care era mai mare decât toate mașinile produse de toate celelalte companii auto la un loc. Între 1910 și 1916, numărul modelului T care a fost produs a trecut de la 20.000 la aproape 1 milion. Aproximativ jumătate din toate mașinile de pe pământ erau Ford. Însă Henry a avut un alt plan genial care l-a făcut să iasă și mai mult în evidență pe piața automobilelor. Producția modelului T a crescut și asta i-a permis să micșoreze prețul. De fapt, până în 1916, prețul modelului T, care se vindea cu $850, acum se vinde cu mai puțin de $400. Dar cu toate că Ford avea o companie puternică, muncitorii erau din ce în ce mai nemulțumiți și plictisiți de modul în care fabricau mașinile. Astfel că mulți muncitori buni alegeau să plece din compania lui Ford la rivalii acestuia. Dar aici Henry a făcut cea de-a doua mișcare înțeleaptă, prin dublarea salariilor muncitorilor, la $5 pe zi. Multe companii au râs de această decizie pe care a luat-o Ford, crezând că acesta va falimenta în curând. Dar lucrurile s-au întâmplat fix invers.
muncitori din întreaga America veneau să lucreze la compania lui Ford. Ford le-a mai acordat și o oră liberă din numărul de ore pe care trebuia să le lucreze. Schimbarea de tură i-a permis lui Ford să angajeze un al treilea set de muncitori și să creeze un program de lucru al companiei de 24 de ore. În 1919, Henry decide să cumpere acțiunile pe care le aveau investitorii săi. Astfel, Ford ajunge singurul proprietar al companiei care îi purta numele.